Salut! Bă, ce faci aici? Bine. De ce poți să-și dai mie la calculator? Că vreau să încep filmarea. Mă pus în casa mea. Hai, dă-te o parte de aici, uite la el ce face, mă. Oh. Salutare oameni buni, ce faceți? Eu sunt Andy și bine v-am găsit la un nou joculeț pe acest canal. Oameni buni, joculețul ăsta se numește Meet Snowman. Întâlnește-l pe omul de zăpadă. Și este un joculeț în care noi trebuie să adunăm 3 bulgări într-unul singur. Dacă adunăm toți 3 bulgări într-unul singur, o să creăm omul de zăpadă. Mapele ăștia le luăm cu bulgări, dar nu asta e important. Haideți să vă arăt cum funcționează joculețul. Nu uitați că dacă vreți să vă jucați aveți un link în descriere. Este făcut de același băiat care ne-a făcut și nouă, cum să vă zic eu, joculețul cu mașinile, bă, ah, ok. Deci, ok, bun. Aparent trebuie să unim, doi bulgări. Trebuie să unim toți 3 bulgării, pentru că dacă îi unim, reușim să, da. O să reușim să creăm omul de zăpadă, cum ar veni. Hai să jucăm din nou. Ia fiam de aici, Justinul. Au de aici. Bă, dar nu știu deloc să mă joc jocul ăsta. What the fuck? Aoleu, ce nap sunt. Doamne, deci stați așa. Fiți atenți aici, facem așa. Aie. Nabelea. Oh, shit. S-a unit? Da! Este! Bine, boss! Și noi, practic, trebuie să unim să facem omulețul de zăpadă. Bă, e un joculeț, după părerea mea, destul de interesant, așa că dacă vreți și voi să vă jucați, aveți linkul în descriere. Bine, să aveți linkul în descriere, ar fi foarte frumos din partea voastră dacă l-ați descărcat și voi și l-ați încercat. Sunt curios la ce nivel puteți ajunge, pentru că nu e chiar așa ușor, nu e un joculeț chiar atât de ușor. Și sunt curios, eu nu știu la cât o să ajungi, joculețul are undeva la 70 de nivele sau ceva de genul. Și da, dacă vreți, puteți să vă jucați și voi, să îmi trimiteți eventual pe Instagram. Oh, stai, pe Instagram, dacă reușiți să terminați ăsta nivelele și eu o să vă pun pe câțiva dintre voi, o să vă pun la poveste pe Instagram, nu vă pot pune pe toți pentru că sunteți prea mulți. Știu că data trecută mi-ați trimis o grămadă mesaje, dar credeți-mă că pur și simplu n-am putut să vă pun pe toți pentru că ați fost exagerat de mulți. Au, stai. Da, dacă dai o cresta, să ne învârtă pe toate trei. Bine! Da, ok, am înțeles acum. Deci cât creion folosești, atâtea stele îți dă. Bine, mă rog, adică trebuie să folosești cu mai puțin, cum ar veni, cât mai puțin. Bă, ce bine se învârtă ăștia. Bine, mă. E chiar mișto. Joculețul ăsta e genul Love Balls. Sau mai multe joculețe. Deci e chiar interesant. Îți dezvoltă creativitatea și mai multe chestii. Ok, hai. Bine-s! Omulețul de zăpadă este gata. Bă, joculețul chiar interesant. Deci chiar vă provoc să luați și voi. Oh, shit. Vă provoc să luați și voi să spuneți la ce nivel puteți ajunge. Cumva am reușit să-l fac nivelul. Nu știu cum. Haide, hop, mișcă-te. Hop, mișcă-te. Omul de zăpadă. S-a creat omul de zăpadă. Cei 3 bulgări au fost aduși și omul de zăpadă a fost creat. Wow. Am o idee aici, fiți atenți. Asta e. Bun, și cred că mai bine l-aducem pe ăsta acum. Bun. Este! Omulețul de zăpadă a fost creat. Chiar vă provoc mai mult să vă jucați și voi acest joculeț, să-mi spuneți la ce nivel puteți ajunge. Și câte stele puteți face, câți bulgări puteți aduna. Avem aici și niște mape noi. Dar vedeți, de exemplu, dacă facem 25 de bulgări, putem să luăm o mapă nouă. O să luăm pe asta cu Moșul Crăciun. Bă, ești nebun? Ah, s-a schimbat și mapa, uite. Asta arată destul de ciudat că are prea mult albastru și nu-ți dai seama, dar nu înțeleg de ce nu se mai aude muzica. Muzică! Bine, mă! Fără să vreau, am reușit să le ating. Ok, deci aparent trebuie să se atingă doar fiecare, măcar o dată între ele. Nu e neapărat nevoie să stea toate trei unele lângă altele. Deci e mai simplu cum ar veni. Ia hop! Jos! Și tu jos! Și direct... Bă, stai! Bă, stai! Fugeau afară din peisaj, ești de bun? Mini, 3 bulgărași din nou. Facem așa. Asta-l aruncăm aici. Au. Ok, și a revenit sunetul. Deci aici e mai complicat decât pare. Trebuie cumva așa. Ok, deci să facem ceva de genul ăsta, să fac. Aia. Perfect. Bă. Stai. Da, ok. Deci mai trebuie să se atingă toți trei între ei cum ar veni. Nu contează că unul fuge din peisaj.
Aoleu, asta e mai grea decât pare. Fiți atenți aici ce vreau să-i fac. Fac ceva de genul ăsta până aici. Este. Hai! A! Nu asta aici. Mersi! Ok. Hai! Mișcă! Pot cumva să... Te stați. Hai! Hai! Asta a mers, dar celălalt... E, what? Bă, ești nebun? Deci... Ia. Bă, cât de mișto, se agață una de alta, uite. Gen. Uite. Mișto. Da, mă rog, am pierdut. Deci, stai, să facem cât mai lejer, așa. Bun, și pe asta la fel. Și acum facem o bilă care scade pe asta. Și o bilă care scade pe asta alt. Hai! Hai cu... Ma... Bines! Bines, boss! Boss! Următorul nivel. Ia, autoloia. Autoloia! Super. Și pe tine? Ai. Ce vin ele? Uite-le toate trei cum se unesc și creează moș, omul de zăpadă perfect. Omul de zăpadă perfect a fost creat. Următorul nivel. Trebuie să facem ceva de genul acesta. Mă, asta e foarte greu. Adică nu pot să-mi dau seama cum aș fi putut să fac fără să... de fapt știu cum ar fi trebuit să fac să fac mai bine. Aici jos, nu, gen nu pică jos de tot cum ar veni. Hai cu trăsioara până de-al la mărioara calul. Wow! Și acum asta. Bine-s boss, bine-s boss, joculețul-s interesant sus. Cred că mai bine să dau cu ăștia în ăsta. O, stai! Hai. Bă, ești de bun, ce mă pricep? Ce mă mai pricep? Hai! Băieți... da, am făcut-o de oaie. Bă, nu merge! Ia să ne vină ca și foltul, hai. Hai foltul, Iusine. Dă X la aia. Hai, cum îl faci? Ia să te văd. Ce-a făcut și Iusine? Hai să te văd. Dai, cum fac aia ca să-l dea? Păi, nu știu, nu știu că știi să te joci. Zic să pleci de aici că nu știi să-l faci. Hai, lasă-mă pe mine că nu știi să-l faci. Păi, dar nu, credeam că vreau să le opresc cumva și pe ăștia. Păi, tot eu-l fac cu inutul că tu nu știi să te joci. Ia să vedem ce mape mai avem. Uite, hai să luăm pe asta. Hai că asta parcă e un pic mai interesantă mapa asta. 24, la nivelul 24 sunt. Bă, asta nu e același nivel! Nu e cumva același nivel asta? Ai. De ce nu trebuie mai departe, gen? Bun. Next level. Ok. Wow. Să facem așa, facem așa. Gata. Yuhu. Încă un nivel complet. Next level. Ia să vedem. La asta e foarte simplu pentru că după teorema lui Pitagora care spune că ipotenuza la pătrat din cubul ăsta trebuie să fac așa. Fii atent. Stai. Am picat bacul. Deci da, nu... trebuie să mă folosesc cumva de cubul ăsta de aici, fiți atent de aici. Fiți atent de aici. Bine-s, bossules! Bine-s! Trecem la nivelul următor. Aici. Trebuie să facem foarte simplu. Hop. Sigur! Mamă. Stai că aici nu e așa simplu cum credeți. Facem ceva așa. În mintea mea suna mai bine. Puțin. Cred că cel mai inteligentă chestie ar fi să facem așa ceva. Deci o să consumăm cam mult creion. Păi băi, joculețul are foarte multe nivele. Hai să le vedem și care sunt acestea. Dăm la... Au, nu. Scuze. Dăm la play. Deci vedeți, sunt 90 de nivele, frate.
Chiar sunt curios la ce nivel puteți ajunge. Eu sunt la nivelul 31, dar trebuie să punem capăt acest episod aici. Pentru că, băi, joculețul mi se pare chiar genial. Deci joculețul mi se pare genial și vă provoc pe toți să-l luați, pentru că mi se pare super, super tare. Și chiar vreau să-mi spuneți la ce nivel ați reușit să ajungeți. Hai, hai, te rog eu, hai. Scapă pe acolo, hai. Hai, hai. Mișcă-te, stai un pic, stai, fiți dat să fac aici. Mă, dacă mai fac o dată merge, fiți atenți. Ne vedem data viitoare, pa, pa. Aveți link în descriere de la joculeț și se numește, în caz că vă interesează să-l căutați direct, Meet Snowman.